Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Suciu, a invocat cadrul bugetar fiscal restrâns când a fost întrebat despre poziția executivului cu privire la o inițiativă parlamentară care prevede alocații pentru copii în funcție de salariul minim brut pe țară, respectiv 20% pentru copii până în 2 ani și 10% pentru cei cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Nu știu impactul financiar și nu vreau să comentez, poate doar comentariul de principiu pe care sunt dispus să repet de fiecare dată când e cazul și când nu e cazul. Suntem într-un cadru fiscal bugetar foarte strâns. Orice inițiativă legislativă care privește un impact financiar, bugetar, e, din acest punct de vedere, extrem de problematic de îndeplinit. Aceeași problemă se ridică și când vine vorba despre alocațiile pentru mame. Am remarcat că nu există indicat o sursă de finanțare. Înțelegem că e un proiect important pe baza obiectivelor demografice și a presiunii demografice pe care o avem. Guvernul a remarcat și votul puternic în favoarea acestui proiect în Parlament. Vom vedea după rectificare. Și repet, cadrul îngust fiscal bugetar în care ne aflăm. Pot să repet acest lucru de fiecare dată. Premierul Dacian Cioloș declara în urmă cu 2 săptămâni că Parlamentul trebuie să identifice sursele de finanțare, precizând totodată că bugetul pe acest an este angajat, iar cel de anul viitor poate depăși un deficit de 3% pentru că sunt angajamente luate.